Donald Trump îl amenin pe procurorul Robert Mueller, mi-ar plăcea tare mult să vorbesc cu el, nimeni nu vrea să vorbească mai mult decât mine. Presubliniere-dintele american Donald Trump a dat asigur vineri ce i-ar plăcea tare mult să stea de vorbă cu Robert Mueller, procurorul special care se ocupă de ancheta privind presupusa ingerințe în alegerile din 2016, dar avocații săi l-au sfătuit să nu facă acest lucru, relatează AFP sublinierea Reuters. Mi-ar plăcea tare mult să vorbesc. Mi-ar plăcea tare mult. Nimeni nu vrea să vorbească mai mult decât mine, pentru ce nu am făcut nimic rău, a insistat liderul de la Casa Albă la o întâlnire cu reporteri. El a subliniat însă ce trebuie să se găsească o modalitate de a fi tratat corect, scrie Ager Press. Dacă a subliniere considera ce este corect, a subliniere trece peste avocatul meu. Punct. Pentru moment, este pur subliniere și simplu o vântoare de verejitoare, a adugat Trump. Marci, cotidianul The Washington Post, cu referire la patru surse anonime, a scris ce în timpul unei întâlniri de subliniere urate la 5 martie cu echipa juridică a presublinieredintelui, Robert Mueller a amenincat cu o citație pentru ca Donald Trump se compară în fața unui mare juriu dacă refuz să fie interogat în cadrul acestei anchete federale. Rusia a negat orice amestec în alegeri, iar Trump a respins ideea ce ar fi existat vreo legătură între echipa sa de campanie sublinierei Moscova. Miercuri, fostul primar New Yorkez Rudolph Giuliani, proaspete alturat echipei de avocați a presublinieredintelui, i-a cerut procurorului general Jeff Sessions să pună cap pe anchetei efectuate de Mueller, în interesul justiției.